Bună seara și pacea Domnului tuturor și bun venit la început de sabat, în locașul de închinare al, al lui Dumnezeu. Și după cum e de așteptat, continuăm călătoria noastră prin faptele apostolilor. Nu o să mai dureze chiar atât de mult. Și ne-am oprit vineri seara trecută la un episod interesant. Am spune noi, ar fi trebuit să terminăm cu va urma. Și în seara aceasta continuăm pasajul. Și din păcate, îl continuăm puțin mai diferit. Aole, s-a făcut lumină. Interesant, când îi pun, dacă mă uit, nu vă văd. Vă văd în ceață, dar aici trebuie să văd, că altfel nu pot să citesc. Deci, hai să vedem. Monica, unele lucruri le ții doar pentru tine, da? Și uite cine vorbește. Ok. Deci, în versetul 35, dregătorul, după ce a citit scrisoarea, versetul 34, faptele apostolilor. Asculta, a zis el, când vor veni părâșii tăi, și a poruncit să fie păzit în palatul lui Irod. Și continuăm acum, capitolul 24, Pavel la Cezarea. După 5 zile a venit marele preot Anania cu unii din bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul. Deci, după 5 zile, apostolul Pavel se află în palatul lui Irod, este bineînțeles în palatul lui Irod, nu a dormit în patul lui Irod, era în închisoarea de acolo, dar era diferită decât alte închisori și era un loc în care avea anumite libertăți, din câte înțelegem. Și după 5 zile de stat acolo, iată că vine marele preot împreună cu bătrânii, deci oamenii înțelepți cu care era înconjurat, și de data asta aduc un vorbitor. După cum vedem, deci știți practica președinților, da? De multe ori nu este președintele cel care se adresează publicului la o întâlnire de presă, e un vorbitor din partea președintelui care face față tuturor întrebărilor. Și în același fel Anania și-a adus pe cineva, un vorbitor care era specialist în retoric, în oratorie, și cineva care cunoștea cazul lui Pavel, un fel de avocat, într-un fel, care cercetase cazul lui Pavel, care știa cum să se adreseze unui demnitar și care urma să vorbească în locul lui Anania. Însă a mai fost încă un aspect, de ce a venit Anania, marele preot, cu un vorbitor. Într-un fel pentru a demonstra superioritatea lui. Deci eu nu vin acum, tu m-ai chemat pe mine în fața ta, pentru că tu ești reprezentantul puterii, dar eu nu-ți recunosc autoritatea. Nu vorbim ca de la egal la egal. Deci va trebui să vorbesc printr-un intermediar. Și în felul acesta Anania își prezintă din nou statutul, sunt unsul lui Dumnezeu, este un mesaj care îi se dă nu numai conducătorului, dar este și un mesaj care este adresat lui Pavel. Eu sunt unsul, eu sunt marele preot. Atunci când spui, eu nu ar fi trebuit să mă aflu în situația asta, tu ai fi trebuit să fii pedepsit deja în Ierusalim. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l părască astfel. Și hai să vedem modalitatea, deci un orator deosebit. Prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare. Romanii erau foarte mândri de ceea ce ei numeau Pax Romana. Deci modul lor de cucerire era foarte diferit de alte, spre exemplu, de greci. Sau dacă ne gândim la babilonieni sau egiptenii, distrugeau. Romanii acționau în mod diferit. În momentul în care ei cucereau, uneori cucereau
cetăți, chiar și popoare, fără să se lupte. Stăteau de vorbă, aveau înțelegere și spunea: uite, în ceea ce ne privește pe noi, atâta timp cât soldații voștri sunt acum parte din armata noastră și atâta timp cât voi recunoașteți autoritatea romană prin anumite taxe și atâta timp cât este cineva, un dregător care să fie in charge, să fie responsabil peste locul respectiv, noi vă asigurăm că nu vom avea niciun fel de amestec în ceea ce privește religia voastră. Asta era foarte important pentru romani. Deci nu veneau cu religia lor. Dacă vă aduceți aminte, spuneam și cu alte ocazii, în antichitate războaiele se dădeau între Dumnezei. Da? Deci dacă noi câștigăm, Dumnezeul nostru e mai tare decât Dumnezeul vostru și avea loc un transfer al religiei, de asemenea, se impunea religia celui victorios, poporului victorios. Romanii acționau diferit. Nu ne amestecăm în religia voastră, de aceea ceea ce se întâmplă cu Pavel se întâmplă, că avea de-a face cu legea, cu religia lor. Și confereau o grămadă de libertăți, deci nu era cu adevărat o asuprire tipică, dar în momentul în care aveau loc, anumite răzvrătiri, bineînțeles că armata intervenea imediat. Și aici Tertul știe exact unde să vorbească. Prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare. Recunoaștem lucrul acesta. Și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Deci a fost un administrator foarte bun. Unde mergeau romanii, acolo se construiau și drumuri, infrastructură, canalizări. Și aici Tertul e foarte dibaci. Noi recunoaștem că avem pace, recunoaștem îmbunătățirile care l-ați adus și de aceea noi nu vrem, o să vedeți puțin la sfârșit acolo, nu vrem să compromitem această stare de pace prin răzvrătiri. Da? Deci, ceea ce el prezintă e un pitch foarte, foarte politic. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumirea, în toată vremea și în tot locul. Dar ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Credeți că Anania ar fi vorbit în felul ăsta? Deci considerând că el se vedea mai presus decât Felix, el se vedea ca fiind alesul unsului Dumnezeu, nu ar fi fost cel care să apeleze la bunătatea dregătorului, asupritorului roman. Versetul 5. Am găsit pe omul acesta care este, și dintr-o dată limbajul se schimbă, este o ciumă. Poate că astăzi ar fi zis, este o sida. Da? Deci cea mai urâtă boală, un cancer, mersi Andrei, este o ciumă, pune la cale și imediat ajunge la punctul pe care și l-a dorit, răzvrătiri printre toți iudeii și acum el recunoaște din nou autoritatea, recunoaște, nu știu cât de mult o recunoștea, dar cel puțin o menționează, autoritatea romană în toată lumea cunoscută, pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul, adică unde aveți voi, deci unde Paxa Romana e în acțiune, în Asia, dacă te uiți, acolo unde sunteți voi, acolo sunt și iudei și acolo sunt răzvrătiri din cauza la omul ăsta. Deci acest om este mai marele partidei nazarinenilor. Era cu adevărat Pavel mai marele creștinilor? Care era, cine era mai marele cât de cât? Petru era recunoscut ca fiind președintele conferinței generale de atunci. Deci în primul rând, apostolul Pavel este adus în fața dregătorului pe nedrept.
În al doilea rând, este prezentat în mod nedrept, ca o ciumă. Când vorbiți cu cineva sau dacă ar fi să auziți că cineva vorbește despre dumneavoastră, nu cred că ar fi lucru cel mai frumos să auziți că vă zice, uite și la râia ăla. Că așa se zicea noi între copii, băi, ești ca râia. Râia era cel mai rău să ai când erai copil, fai de mine și nu știu, am avut-o și eu de vreo două ori. Hey, mergeam la țară prin fân cu prieteni și neprieteni și se mai lega de tine câteodată și leacurile bunicii, nu știu, erau foarte neplăcute, dar mă rog, mergeau. Și să spună cineva, vorbește despre tine, eu ce râie și ăsta. Ciumă. Deci e reprezentat, e adus înaintea dregătorului în mod nedrept. E reprezentat în mod nedrept. Integritatea lui este compromisă. Apostolul Pavel se vede ca un om al păcii. Viața lui a fost în pericol de nu știu câte ori. Dar el este prezentat ca fiind autorul răzvrătirilor pe oriunde romanii se aflau. Și a cercat să spurce chiar și templul. Și noi am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după legea noastră, să mergem la articolul cu tare, pagina cu tare, știți că Paxa Romana, clar, e legea noastră, e religia noastră, voi nu aveți niciun amestec, tu l-ai chemat înaintea ta, dar noi suntem cei care putem să-l judecăm și trebuie să-l judecăm. Dar a venit capitanul Lisias și aici e interesant, vreau să vedeți cum, deci, Tertul foarte isteț, dregătorule Felix, nu e vina ta, da? Ai fost informat greșit. E de fapt vina capitanului. El nu ar fi trebuit ca să te supere pe tine cu problema asta. El ar fi trebuit să ne-l dea nouă și noi l-am fi judecat și nici n-ai mai fi auzit de el, că îl terminam. Dar uite, s-a băgat capitanul ăsta, care e capitan, e sub tine, da? L-a smuls din mâinile noastre cu mare silă și a poruncit părâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta tu însuți, tu însuți, deci fii atent, noi știm că ești deștept și acum trebuie să ne arăți că ești deștept. Noi am auzit că tu faci lucrurile așa cum trebuie, noi știm cum ar trebui făcute lucrurile și tu dacă îl cercetezi, tu le vei face așa cum credem noi, pentru că noi știm că tu... Foarte isteț, om, da? Vi s-a întâmplat vreodată, nu știu, poate, da, să nu fiți în situație să manipulați, dar hai să vorbim poate cu un copil. Și vrei să facă copilul ceva, știu eu, și după aia atunci zici, băi, eu știu, uite, să mănânce spanac. Da? Copilul nu vrea să mănânce spanac. Mi-aduc aminte, tata îmi vorbea de Popeye, marinarul. Mă uitam la desene tot timpul și îl vedeam pe Popeye cu... Bine, tata nu mi-a zis să nu fumez, că poate că el numai prin pipă își punea spanacul, mi-aduc aminte. Dar, mă rog, și îmi spunea, băi... Vrei să fii ca Popeye? Eram cel mai schilot din toată clasa. Și visam eu că într-o zi așa mănânc atât de mult spanac, că mă trezesc dimineața și am mușchii lui Popeye. Să vezi atunci ce dau din mâini. Sau mâinile dau unul și în altul. Asta era, da? Și vorbești cu cineva sau îi spui, deci spui la copil, dacă mănânci, ce mai nu mai mănâncă copiii? Conopida asta, păi să vezi ce deștept o să fii la matematică, numai... 100% ei. Și atunci copilul, da, dar dacă ești deștept, atunci mănânci. Și cam așa spune el. Zice, noi am auzit că tu ești foarte înțelept și noi ți-am spus tot cam ceea ce ar trebui să faci decizia care trebuie, că dacă nu faci decizia care trebuie, atunci poate că nu ești chiar atât de deștept. O manipulare extraordinară. Tu însuți vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl părăm noi. Atât Anania, cât și Tertul nu și-au dat seama că atât Pavel, cât și Felix nu erau chiar atât de închiși la minte. Și în momentul în care apostolul Pavel a apărut înaintea lui Anania și a început să vorbească, vă aduceți aminte ce a spus Anania? Cel de lângă el dă-i în gură. Da? Și atunci apostolul Pavel a spus, păi, tu lucrezi împotriva legii, pentru că legea îmi dă voie să mă justific, să mă apăr. Legea romană a fost la fel.
da? Păgâni, dregători, capitani, sunt mult mai integri în ceea ce privește procesul care trebuie urmat, în ceea ce privește dreptatea, în ceea ce privește justiția, decât oamenii aleși ai lui Dumnezeu, de la care aștepți să se facă ceva bun. Și asta mă face să înțeleg că doar să cunoști nu este suficient. Integritatea nu este o chestiune de cunoștință. Integritatea este o chestiune, și o să vedem puțin mai departe, de cuget curat, inimă curată înaintea lui Dumnezeu. Și de a face lucrul așa cum trebuie. Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. Și am mai spus-o și cu altă ocazie, apare în text, trebuie să o repet. Ce păcat că s-au unit în ceea ce privește ceva de genul acesta? S-au unit să-l părască, s-au unit să îl termine pe Apostolul Pavel. Unitatea e o virtute atunci când ești unit pentru bine. Pe Netflix e acum un nou film despre Hitler. Și săptămâna asta m-a intrigat, nu m-am mai uitat de mult și mă uitam și carisma pe care a avut-o el și cum oamenii s-au unit în jurul lui. Și unde a condus acea unitate? Deci unitatea în sine nu este o virtute dacă nu este spre bine. Că ne putem și noi uni să facem rău. Apărarea lui Pavel. Da? Acum hai să vedem ce zice Pavel. După ce a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns. Și asta pentru noi poate nu înseamnă nimic, dar asta era procedura atunci. Mă rog, dregătorul se întorcea de la unul, acum e rândul tău. Și hai să vedem cum vorbește Apostolul Pavel. Fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Nici el nu începe fără a da un anumit tribut judecătorului. Dar el nu este parșiv așa cum a fost, deci pe sub mână cum ar veni, cum a fost Tertul. El e mai direct. Fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, cu alte cuvinte, pentru că știu că tu ne cunoști. Tu cunoști poporul ăsta, tu cunoști obiceiurile noastre, tu știi ce este legal, ce nu este legal, cum trebuie făcut, ce trebuie făcut. Voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Nu sunt mai mult de 12 zile, te poți încredința de lucrul acesta, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Deci noi trebuie, el nu zice că nu a fost găsit în templu sau că nu a mers în templu sau că nu a vorbit cu nimeni, ultima parte e cea relevantă, ca să cauzez răscoală. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă părăsc acum. Deci el spune foarte clar, mă aflu înaintea ta la judecată. Și așa cum este și astăzi, trebuie să ai dovezi. Deci ei nu pot veni înaintea ta doar cu lingușiri și doar cu acuzații. Ei trebuie să-ți aducă dovezi. O să revenim partea aplicația pentru noi, puțin mai târziu. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Și asta mi s-a părut foarte interesant. Sunt trei lucruri în versetul ăsta. În primul rând, el spune, eu îl servesc pe Dumnezeul, care Dumnezeu? Părinților, strămoșilor mei. Cu alte cuvinte, Felix, îți aduc aminte, asta are de-a face cu religia mea. Cu religia noastră. Ei s-ar putea să te facă să crezi, și asta implică puțin mai departe în verset, că este o sectă nouă.
Pentru că dacă este o sectă nouă, recentă, atunci el, Felix, care cauzează răscoale, el are autoritatea să intervină. Însă dacă este încă calea cea veche, religia tradițională a poporului, el nu are autoritate acolo, în conformitate cu legea romană. Deci, slujesc Dumnezeului părinților mei după calea, așa era numit creștinismul atunci, pe care ei o numesc partidă. Uneori când vorbesc, sau vorbeam, sau când vorbim cu oameni despre biserica noastră, mi se cer tot felul de care este istoricul vostru, deci sunteți și voi, ce sunteți? Cult, sectă, grupare, partidă, da? Și asta e o metodă care a fost folosită dintotdeauna. În momentul, în ceea ce privește pe Domnul Iisus Hristos, el nu a fost singurul care a început o mișcare în timpul acela. Vă spuneam, deci știți, erau alți învățători care mergeau, făceau ucenici, ucenicii urmau și alții au pretins să facă minuni chiar în timpul Domnului Iisus Hristos. Și el a început o cale care a... De ce această cale, de ce Apostolul Pavel putea spune că este în conformitate cu credința părinților lui? Pentru că era destul de recentă. De ce putea să spună el lucrul acesta? Pentru că Iisus era numit Mesia. Și Mesia, ideea despre Mesia, așteptarea lui Mesia, era în esența mesajului iudaic, teologiei iudaice. Și el, prin implicare, spune, ceea ce eu prezint este, de fapt, în esență, credința părinților mei, pentru că și ei l-au așteptat pe Mesia. Nu e o partidă, nu e una din partidele astea, una din grupările astea cu un rabin și câțiva învățăcei, cu câțiva discipoli. Asta este împlinirea profețiilor, este împlinirea credinței părinților mei. Eu cred tot ce este scris în lege și aici e o diferență. De fiecare dată când Anania vorbește, de fiecare dată când Apostolul Pavel este condamnat, la ce se face referire? Întotdeauna la lege. Întotdeauna la lege. Atât. Apostolul Pavel aici vine și spune, eu cred tot ce este scris în lege și în proroci. Pentru că unde găsim profețiile despre Mesia? În scriile prorocilor. El aici completează ceea ce a spus puțin mai devreme. Confirmă. Asta este credința părinților mei. Despre Mesia se vorbește în proroci. Și eu cred tot. Ei nu cred pentru că ei nu-L acceptă pe Mesia. Bine, el n-a spus lucrurile astea, dar sunt subînțelese. Și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. De aceea mă silesc să am totdeauna, din nou, un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, și asta a spus-o în capitolul precedent, când vorbea iudeilor, când vorbea în Ierusalim, am un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, însă acum adaugă și înaintea oamenilor. Dumnezeu este chemat în apărarea multora. Băi, Dumnezeu știe. Dumnezeu cunoaște. El știe inima, care sunt toate adevăruri. Dar dacă cugetul curat care este înaintea lui Dumnezeu nu are dovadă și înaintea oamenilor, atunci credibilitatea pretenției cugetului curat înaintea lui Dumnezeu e compromisă. Și aici Apostolul Pavel
își asumă un risc extraordinar. Și el zice, eu am un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, dar tu nu recunoști pe Dumnezeu, tu nu-L vezi pe Dumnezeu, tu nu crezi în Dumnezeu meu. De aceea eu trebuie să completez și înaintea oamenilor. În viața de zi cu zi, atunci când vorbim, trăim cu oamenii, cu prietenii noștri, cu colegii noștri, cu familia noastră, cu membrii bisericii. Stimații mei, noi trebuie să înțelegem că un cuget curat trebuie exersat. Nu doar în antecamera sufletului nostru, unde stăm de vorbă cu noi înșine și încercăm să ne justificăm de toate lucrurile care le facem, cum gândim, cum vedem viața și unde câteodată îi mai dăm voie și lui Dumnezeu să vină. Trebuie să se vadă și în relațiile noastre unii cu alții. Atunci când vorbești cu integritate, cu un cuget curat, atunci poți să te uiți în ochii persoanei cu care vorbești. Poți să stai drept, da? Nu îndoit de vină sau de rușine. Și poți să discuți lucrurile așa cum sunt. Apostolul Pavel a avut nu acest dar, nu vreau să-i spun dar, această înțelepciune. A cultivat un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și de aceea el a putut să stea în picioare înaintea lui Felix. Pentru că știa că în ceea ce îi privește pe cei care îl acuzau, acuzațiile lor erau nedrepte. Și în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, Dumnezeu era cu el. Pentru că Dumnezeu e credincios celor care îi sunt credincioși lui. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la templu. Tocmai atunci niște iudei din Asia m-au găsit cum? Vă aduceți aminte când am studiat pasajul ăla, dar de ce s-a dus la templu să se curețe, Domne? Păi el nu mai credea în legea ceremonială, nu mai credea în... Și spuneam noi atunci, el a făcut-o pentru oameni. A făcut lucrul acesta pentru că a știut că alții aveau nevoie ca el să-l facă. Poate l-a făcut și din convingere, nu putem să știm. Dar pentru că a făcut lucrul acela atunci când i s-a cerut, pentru că a refuzat să fie arogant, a refuzat să fie încrezut, a refuzat să spună, oameni buni, eu știu mai bine, nu-mi spuneți voi ce să fac, el a zis, ok, vreți să fac lucrul ăsta? O să-l fac. O să mă curățesc cu ceilalți bărbați. Mergem la templu și ne curățim. Și acum când vine punctul unde el trebuie să se apere, dacă n-ar fi făcut lucrul acesta, acest argument nu ar fi putut să fie aici. Tocmai atunci niște iudei din Asia, deci ăștia nici măcar nu erau din Ierusalim, m-au găsit curățit în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă purască dacă au ceva împotriva mea. Deci cei care au acuzat au venit și l-au găsit curățit la templu. Cei care l-au acuzat de că legea, l-au găsit după litera legii. Și au plecat. Și ăștia alți sunt cei care au preluat informația de la mâna a doua și au devenit acuzatorii. Deci în felul acesta el complet compromite mărturia acuzatorilor lui. Pentru că ei nu sunt primii părâși. Ei nu sunt cei care martorii răzvrătirilor de care a fost acuzat. Sau să spună aceștia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat când am stat înaintea soborului. Afară numai doar de strigătul acesta. Și uitați cum spune, deci expresia care o folosește este expresia care era folosită și în război. Deci pe câmpul de luptă, întotdeauna înainte de a se avansa, conducătorul stătea înaintea armatei și bine, în filme e puțin exagerat, Braveheart sau mai știu unde se dau speech-urile astea extraordinare, care numai Mel Gibson poate să le dea. Dar avea un anumit dialog, încerca să-i nu erau speech-uri din astea elocvente, erau din alea, bă, ia parul și omoară-l. Și să-i facă,
Și după aia avea loc strigătul ăla de luptă. Și în momentul în care se auzea strigătul ăla de luptă, armata pornea. Și folosește Apostolul Pavel exact aceeași expresie din limbajul armatei romane. Strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor. Deci el, prin folosirea acestui termen, el sublinează câteva aspecte subînțelese, da? În primul rând, pentru mine, asta este o chestiune de viață și de moarte. E un strigă de luptă. Da? Și vreau ca tu să înțelegi, sunt pregătit să mor pentru mesajul acesta. Pentru mine e mai mult decât un mesaj, e mai mult decât o predică, e mai mult decât ce ar spune ei. E un strigăt de luptă. Și l-am scos în mijlocul lor. Pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat, zicând, am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lysias. Doar câteva cuvinte și i-a terminat. În primul rând, Tertus, când a început el cu speech-ul lui, a încercat să creeze discord între capitan și dregător. A încercat să-l facă pe dregător să se simtă, eu sunt ăla cu autoritatea, când vine capitanul să vezi ce-i fac. Dar el n-a înțeles cum funcționează sistemul roman. În sistemul roman, foarte rar, mai ales într-un teritoriu străin, dacă era Roma, era altă treabă. Dar în teritoriu străin, romanii, căpetenile romane, sunt unite. Deci voi încercați să compromiteți credibilitatea capitanului, vă ascult când vine el. El va fi prezent aici. El va vorbi el însuși. El o să-mi spună care e situația, că pe voi nu vă pot crede. Primul aspect. Al doilea, i-a amânat. N-a vrut nici să-i supere, să-i dea afară, să-i... Da? Și a înțeles, ăsta e mai marele preot, ăsta e in charge în ceea ce privește religia la oamenii ăștia, nu vreau să-mi cauzez probleme nici mie, deci sunt diplomat, îi amân. Dar aspectul cel mai important e la începutul versetului, Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta. De unde știa Felix? Deci, un aspect, dacă citim istoria, se pare că soția lui era interesată în ceea ce privește creștinismul. O vedem și mai târziu puțin. Unii spun că ar fi fost convertită la creștinism. Mă rog, de soția lui, Bogdan, adevărat. Cine altcineva? A trecut Pavel pe acolo, prin Cezarea înainte? A trecut. Pe cine a botezat el în Cezarea? Nu. Deci el a trecut. Dar cine a fost botezat în Cezarea? Nu de Pavel, de Petru. Sutașul Corneliu. Și Corneliu a fost unul dintre cei mai de vază conducători ai cetății. Și în momentul în care s-a auzit, Corneliu s-a botezat, a acceptat calea. Mă gândesc și eu la cum aveau ăștia cocktail parties, da? Deci se întâlneau toți dregătorii, business meetings, se întâlneau, știu eu, na, aveau întâlniri între ei. Și apare Corneliu, care nu și-a pierdut slujba pentru că a devenit creștin. Și Corneliu, cum mi-l imaginez eu, după ce vorbise cu Petru, care de fapt era cel mare, sunt convins că a împărtășit și cu alții. De asemenea, Filip a petrecut, se pare, câțiva ani în Cezarea, lucrând, întărind biserica și predicând acolo. Deci Felix nu era unul care abar n-avea despre ce este vorba. Sunt convins de asemenea că Felix a auzit despre Pavel înainte ca Pavel să ajungă înaintea lui. Nu era Google, dar sunt convins că a cercetat cumva și știa despre el. Hai să terminăm capitolul ăsta. Și a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar
să lase puțin mai slobod și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. Încerc să-mi imaginez cât de supărați ar fi trebuit să fie Anania și ceilalți. Și-au adus vorbitor, au venit cu pompa, da? Au venit cu pretenții, au venit cu lingușeli, au venit cumva încrezători că o să-l terminăm. Și acum își dau seama că de fapt nu e chiar atât de ușor. Și acum Pavel stă de vorbă cu Felix. După câteva zile, a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică, deci ea în primul rând era iudeică. Acum hai să fim sinceri, da? Deci este vorba despre poporul soției mele. Ok, deci trebuie să am grijă, că dacă fac vreo greșeală cu asta, nu mai merg acasă. Da? Dar ea avea interes și în ceea ce privește calea. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Oh, ce frumos! Era interesat, vroia, poate s-a botezat și Felix. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare, ia mâna. Și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de astă dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Invităm un prieten, vine la Mark Fenley, le place prezentarea, ia uite ce profesional, Ballsbridge, hotelul Ballsbridge e fancy, frumos. Vorbeam acum, am fost miercuri la Newbold cu fratele David Neal și cu pastor Gavin la o clasă de masterat pentru lucrare pastorală. Și ne-au, ca să vorbim despre City of Hope, da? Și acolo vorbeam despre cât de frumos la intrare veneai cu, cum îi spune asta, cardul, să nu trebuia să te înregistrezi de fiecare dată. A fost foarte profesioniști, totul a fost foarte frumos. Dar odată ce se vorbește despre arheologie, ia uite ce informați suntem, cât de frumos e și așa, dar când se ajunge la neprihănire, când se ajunge la înfrânare, când se ajunge la judecată, atunci mesajul parcă, e frumos, dar lasă-mă să mai trăiesc puțin și vorbim altă dată. Nu e asta de obicei reacția? Asta s-a întâmplat și cu el, dar nu numai din cauza la asta. Hai să vedem. Totodată, versetul 26, el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani. De aceea trimitea și mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el. Deci interesul lui, din păcate, îi vorbeam de bine, dregătorii ăștia romani, cât de buni sunt, dar în ceea ce privește bribe, cum zice, mita, e vechi, mai veche decât Roma, da? Și el avea un interes, deci el și-a dat seama, soției îi plăcea să audă despre mesajul ăsta. La ce soție nu îi place să audă despre înfrânare atunci când e soțul prezent, mai ales când e dregător roman, da? Ea probabil a avut un interes pur, un interes curat în ceea ce privește mesajul, dar Felix avea interesele lui. Și cred că trebuie fiecare dintre noi să fim conștienți de lucrul acesta, am spus-o de atâtea ori. Când vorbim cu alții despre Hristos, atunci când prezentăm mesajul despre Hristos, în primul rând ar trebui să nu facem noi lucrul acesta cu anumită agendă. Bine, e o agendă, domne, vreau să îl împărtășesc, să împărtășesc ceea ce cred cu toată ființa mea și prețuiesc cu altcineva care cred că are nevoie și el sau ea de el, pentru că Hristos este răspunsul la toate problemele, Hristos poate să ne dea pace, întărire, învățăm mai mult despre sănătate și așa mai departe. Da? Dar să nu fie agenda aia, bă, vreau să-l fac ca mine. Să gândească ca mine, să se îmbrace ca mine. Nu e o agendă sănătoasă, dar în același timp trebuie să ne aducem aminte un alt lucru, că nimeni nu e un tabula rasa, nimeni nu e un pahar gol. Fiecare persoană în lumea asta are experiențele lor, au așteptările lor, au agendele lor.
Și mai ales în ceea ce privește religia, vă spun foarte sincer, am lucrat în domeniul ăsta atât de mult timp în ceea ce privește misiunea, uneori e foarte dificil să-ți dai seama, băi, omul ăsta vine pentru că vrea sau vine pentru că vrea ceva de la tine? Și ce faci atunci când nu ești sigur? Aveam întâlniri și hai să vă dau un exemplu. Și ăsta e adevărat, da? Când am ajuns în asta a fost prima călătorie în Kalahari în 1996. Am ajuns acolo cu Sebastian și nu aveam mașină, nu aveam nimic cum să ajungem de la sat la sat. A fost prima noastră călătorie atunci. Și a fost un pastor acolo de la biserica olandeză, reformat olandeză. Și el lucra acolo de ceva timp în locația respectivă. Și el a zis, bă, băieți, voi vreți să mergeți la triburile, la satele de boșimani? Păi veniți cu mine, mă, vă arăt eu ce treabă fac eu, să... Nu, cu alte cuvinte, nu e nevoie de voi, voi puteți să plecați. Și asta era doar la triburile alea din apropierea imediată, noi vreau să mergem mult mai departe. Și am zis, gata, hai că mergem cu voi. Și ne-am urcat în spate într-o camionetă și în spate acolo erau câțiva saci. Și noi ne gândeam, uite, omul ia ajutoare, le duce la sate, mergem acolo. Am ajuns la primul sat și la primul sat se dă jos din mașină, băi, se strânge aproape tot satul, copiii într-o parte, femeile într-o parte, bărbații într-o parte. Nu erau penticostale, așa se strângeau ei. Și a început omul să vorbească și a vorbit, nu știu, vreo 5 minute. Dumnezeu vă iubește, un mesaj scurt. După mesajul ăsta, i-a întrebat pe copii, cântați câteva cântări și mă uitam la Sebastian, băi, frumos, nu? Dar n-a zis omul amin, de-abia a zis amin, că toți, și bărbați, și femei, copiii s-au ridicat și s-au dus să se joace, dar și bărbați, și femei, bătrânele, săracele, de-abia mergeau, au mers în jurul lui și vorbeau în clicurile lor acolo și noi ne gândeam, băi, ce iubit e omul. Sebastian, mergem altundeva, în altă junglă sau undeva? Și a uitat de el. Noi ne urcăm în mașină și după aia Sebi zice, ce e în sacul ăla? A, zice, tabacul. Zice, tabacul, oamenii sunt înnebuniți după tabacul aici. Dacă le dai tabacul, ascultă la orice. Ok, și atunci Sebi s-a uitat iară la mine și a zis, da, ok, suntem unde trebuie să fim. Ei au venit și ascultau. După aia, când am început noi să mergem din sac în sac și din sat în sat, ne-am dat seama că într-un fel trebuie să mergem și din sac în sac. Aia nu intrăm acolo. Ne-am dat și noi seama, băi, trebuie, dar noi luam mălai cu noi, da? Și prima dată oamenii erau puțin mai dezamăgiți. Și ne-am dat seama, trebuie să duci ceva, asta e tradiția africană, trebuie să duci ceva, dar nu le duci tabacul. Și după aia am început să mergem și le spuneam, uite, nu mai avem bani, gata, nu mai avem ce să vă mai aducem, nici mălai, nici sare nu mai putem să vă mai aducem. Dar oamenii încă continuau să vină. Pentru că începuseră să le placă mesajul. Și mi-aduc aminte, atunci aveam încă diapozitivele alea, care era doar așa un diapozitiv și îl băgai pe cu manivelă. Aveam un generator și era afară, pe un zid, unde puneam diapozitivele cu imagini frumoase, care le avem noi în biserica noastră, cu Iisus, cum creează, cu Adam, cu Eva. Și era atâția țânțași și atâtea gângoane că trebuie așa le dădeai de pe tine, că erau atrase la lumină și dacă erai operatorul la diapozitiv, erai acoperit. Și ne lăsasem bărbi și astea, nu că vreau să fim noi ca știu eu ce, dar să te aperi, că așa am luat malaria. Dar, mă rog, agenda, interes, trebuie să fim conștienți. Și puneam întrebarea, deci dacă știi că cineva vine, dacă nu știi, băi, vine pentru asta sau nu asta, ce mai faci? Încă mai ajuți? Dar atunci când ești convins că a venit doar pentru interes personal, îl mai ajuți? Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem modul în care El lucrează cu noi mai întâi.
Pentru că dacă înțelegem modul în care Dumnezeu lucrează cu noi, atunci probabil vom ști și noi cum să lucrăm cu alții. În ceea ce îl privește pe Apostolul Pavel, el a rămas credincios convingerilor lui, nu s-a temut să stea în fața soborului, nu s-a temut să stea în fața lui Felix, pentru că avea un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. A fost un om al integrității, un om integru, un om care a trecut prin multe, dar care a învățat din ceea ce i s-a întâmplat. Care a știut când să folosească sistemul, sunt evreu, sunt roman. Care a știut cum să țină o cuvântare în fața lui Felix și care a știut în același timp cum să vorbească probabil cele mai simple persoane. De ce? Pentru că rămânând aproape de Dumnezeu, a avut înțelepciunea lui Dumnezeu care a fost cu el. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem și noi parte de acel dar deosebit care este înțelepciunea lui Dumnezeu în viața de zi cu zi și în viața de lucrare. Amin.